ce e posibil să experimentăm. Dacă nu toți o parte dintre noi, această moarte a sufletului înainte de moartea Domnului. De aceea, îndemnul acesta, Iisus de cel ce învia din morți, viața și sufletele noastre, se referă la viața aceea de care sufletul nostru are nevoie. Și sufletul nostru are nevoie de viața duhovnicească. Și viața duhovnicească, Hristos Credincios se întărește în biserică, prin Sfintele ei tale, despre care noi am rânduit să vorbim în aceste duminici. Dacă am început cu taina botezului și era firesc să începem așa, Părintele, duminica trecută, a vorbit o a doua taină care se administrează credinciosului tot în cadrul slujbei Sfântului Botez și anume taina Mirului. M-am tot gândit oare ce n-am spus. Și gândind după mine, sigur că nu o să epuizăm noi și nu o să spunem chiar toate lucrurile legate de taine. Dar adesea mă confrunt cu oameni care vin și îmi spun, vom boteza copilul sau ne vom bruna noi și mă întreabă dacă n-aș fi de altă credință. E bine? Și acum, ca să nu dau un răspuns pe tema asta, o să vă folosesc un exemplu. Dacă ți-ai rupt mâna și te duci la un electrician de mașină, e bine? Nu o să ți-o poată pune pe loc, la loc. Dacă ți-ai o mână, te duci la medicul ortoped și spune mâna la loc, pentru că el știe ce să facă. Dacă vrem să avem naș în concordanță cu învățătura noastră de credință, naș nu trebuie să fie ortodoxi. Termenul acesta de naș este tocmai garantul credinței celui ce se botează sau celui ce se căsătorește. Dacă nașul care este de altă credință, ce garanție poate să ofere el cu credința aceasta, dacă el nu are credința mea? Și lucrul acesta, v-am spus când am vorbit despre Sfântul Botez, că este o cerință, un canon care prevede pe nașii, care garantează credința celui ce se botează sau celor ce se cumpără, trebuie să fie de aceeași credință. Este anatomic să fie garant cineva care nu are credința pe care o are. Și aceasta nu pentru că avem noi prea multe restricții, ci pentru că acesta este lucru firesc. Pentru că nașii nu au pus acolo bani ca să pună în cumplit generos de bani. Sau cel puțin așa ar trebui să gândim când ne alege nașii. Nu doar pentru cât zi de dar și cât ne-ar putea pune la notă sau la botez în bolan, așa cum se zice, ci realmente nașul să fie un om poate ceva mai avansat spiritual decât sufletul și în mâinile lui sufletul meu să poată prospera. Părintele a vorbit despre taina Ungerii și doar așa ca o scurtă recapitulare, știți că Ungerea se face cu mir mai deosebit decât acela cu care ne mirim noi după vecerie de pildă. În sensul în care este și o rânduială aparte a Sfințirii Mirelui, mirului pe care o face preotul și un sobor de ierarh, în care se adaugă fel de fel de preparate și ierburi aromate din zonele orientale. Dar ceea ce vreau eu să rețineți, nu că mirul acela miroase foarte frumos, ci că tocmai aceasta este definiția unei taine. Și pentru că tot ceea ce fac ierarhii acolo când pregătesc mirul, se povoară puterea Duhului Sfânt de la Dumnezeu. Așa cum am zis, definiția cea mai simplă a unei taine este aceasta, că într-o formă văzută, Harul Duhului Sfânt se coboară și ne sfințește pe fiecare dintre noi. Deci nu neapărat aromatul acela este esențial, cât Duhul Sfânt pe care este El primat și care ni se împărtășește nouă. Iar rostul pieruncerii este acesta, Iubiți Credincioși, de a spori facultățile noastre spirituale, duhovnicești, dar și biologice. Părintele va vorbi despre simțuri și despre cum simțurile acestea pot să funcționeze mult mai bine la oamenii care au primit această taină. Vreau să vă dau un scurt exemplu în sensul acesta. Aveam la biserică
dincolo de faptul că niciun nu a excelat la școală, ci, din potrivă, erau chiar codași în clase. Aveau și oarecare încetinent la a gândi, la a lucra, la a face anumite lucruri pe care, în mod normal, oricine le-ar putea face. Pricepeau mai greu lucrurile și aceasta, ca să nu spun, că au întâmpinat foarte multe probleme de sănătate. Sigur, unul mai sceptic ar putea zice, poate unii cauza asta. Dar vreau să vă spun că exista o diferență foarte clară între majoritatea copiilor și a tinerilor cu care intram în contact și ei. Și la un moment dat, într-o discuție pe care și eu ca și copil, pe vremea aceea am avut-o cu ei, chiar mărturiseam suferința și frustrarea lor că ei n-au fost botezați ca și ceilalți copii. Adică aveau în suflet un dor pe care nu și-l puteau exprima și nu-l puteau defini ei exact, dar aveau o suferință că ei nu sunt ca și ceilalți copii, să fi fost botezați, fiindcă nici unul din copiii mici care sunt botezați nu-și prea aduc aminte cum a fost la botez. Dar faptul că tu ești diferit și vezi că alți copii din jurul tău sunt mai bine din multe puncte de vedere, aceasta îți poate crea o traumă. Așa că noi nu facem doar niște exerciții culmici atunci când venim. Și nu facem doar un pelerinaj la biserică cu familiile celor ce se botează, ci realmente aici se petrec lucruri deosebite. În parte noi vedem apa de la botez, simțim mirosul mirului, dar ceea ce este important este Duhul Sfânt și care sfințește apa și care a simțit mirul și care mi se împărtășește prin aceasta nouă. A treia taină este credincioși care mi se împărtășește la Sfântul Botez este Eucharistia sau, în termen mai accesibil nouă și mai popular, să zic așa, împărtășania sau vindecarea. Este foarte importantă această taină, pentru că este taina comunității voastre în Hristos. Sfântul Apostol Pavel, ca să înțeleagă creștinii cărora el ne propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu, făcea această comparație. Că biserica este trupul lui Hristos. Și noi, fiecare credincios, în parte suntem mădulare ale acestui trup. Unii suntem degete, alții suntem picioare, alții suntem urechi, alții suntem și așa mai departe, zice că capul acestui trup este Hristos. Iar suflarea acestui trup este Duhul Sfânt și Tatăl cel Ceresc este Cel care le coordonează de toate acestea că El este dat în mine. Astfel că pruncul acela, botezat, mirus, care primește Sfânta Împărtășanie cu aceste două taine, devine membru sau parte din acest trup eclezial al Bisericii. Și pe bună dreptate, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus apostolilor săi la cina cea de taine, că de fapt a instituit Sfânta Împărtășanie, că aceasta trebuie să facă ei cuvenirea Lui. Și că lucrul acesta îi va ține pe ei la o altă în credința pe care aveau Părintele potrivit în numele Său. Acum despre Sfânta Împărtășanie putem să spunem foarte multe lucruri. Vreau doar să vă spun că Sfânta Împărtășanie pe care cruci o primesc la botez este Împărtășanie pe care într-adevăr ei se fac vrednici. Pentru că noi ne mai împărtășim botez. Dar niciodată nu vom mai fi atât de vrednici pe cum am fost atunci când am primit botezul. Odată fiind cruci, n-am avut păcate personale, n-am avut păcate greșite. Ne-am născut doar cu păcatul strămoșesc, adică Adam, care prin Sfântul Botez s-a șters. Am mai primit și puterea Duhului Sfânt prin îngere, așa cum Mitropolitul Andrei spunea de
pe care se face atunci la botez, așadar, este o împărtășanie pe care fiecare botezat o primește cu vrednicie. În rest, Dumnezeu știe cât de vrednici sunt în fiecare de împărtășanie, dar ne rugăm cu Dumnezeu, chiar dacă nu suntem pe de-a trei vrednici, totuși să ne ajute să sporim viața bolnicească în așa fel încât să ne împărtășim cu vrednicie. Vreau să mai fac o mențiune foarte important. Există două momente în care cineva se poate împărtăși în afara rânduierii Sfintei Liturghii. Momentul acesta la botez, când nu mai se pășește pe o Sfântă Liturghie ca să împărtășească, ci în cadrul Sfântei Botezului există și ritualul împărtășirii. Și la creștinii care sunt și care nu pot fi deplasați la biserică, aceștia, prin rânduiala bisericii, pot fi împărtășiți fără Sfânta Liturghie. Vreau să vă spun lucrul acesta, pentru că n-au fost puține frământările creștinilor de dinainte de Înviere. Că noi păstram împărtășanie de prăjiteală. Adică nu consumam, făceam liturghie, nu consumam potirul întreg, lăsat, să avem și pe a doua zi, pentru cei care vin la prima oră să se spovedească, să se cuminește și nu este canonic neapărat să facem lucrul acesta. Dar erau supărări atunci când, trecând ora 7, noi începeam Sfânta Liturghie și dacă am început Sfânta Liturghie, era firesc ca să-i împărtășim pe creștini în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că aceasta este vocația creștinii. Nu doar să bifezi, am venit, m-am spovedit, m-am comunicat repede și m-am dus la cumpărături sau în altă parte, am scăpat de gândul ăsta. Și eu trebuie să stea la Sfânta Liturghie. V-am zis, copiii la botez pot primi împărtășanie fără liturghie și bolnavi, care nu se mai pot deplasa, unii dintre ei chiar pe patul de moarte, se împărtășesc fără Sfânta Liturghie. Când mai facem noi vreo concesie, atunci folosim împărtășania pe care preotul o are la dispoziție, din Joia Mare, împărtășanie cu care să-i împărtășim pe bolnavi. Mai facem, mai împărtășim și creștinii sănătoși cu acea împărtășare. Dar vă pun această întrebare, oare este corect? Vocația noastră nu este de a afecta liturghia și doar a ne împărtăși, ci în cadrul Sfintei Liturghii, fiecare om care se pregătim, duhovnicește și înainte, să se cuvine și să se împărtășească. Și am vrut să fac această precizare pentru că este importantă. Eu știu că fiecare ocupat are multe probleme și suferințe și vrea să facă cât mai multe într-o zi. Unii sunt presați de serviciu și trebuie să ajungă acolo pe toate acestea, înțelegeți. Dar este foarte bine. Fiecare în așa fel să se orienteze că atunci când vine să se spovedească, să aibă puțin răgat, să facem lucrurile doar de formă. Pentru că atunci de formă va fi sufletul nostru. Va fi chiar așa cum ar trebui. Bifăm un lucru de care parția putem fi mulțumiți, dar care nu are prea mare efect duhovnicesc în sufletul nostru. Acum, aș vrea să mă duc puțin la Sfânta Scriptură și să extragem de acolo câteva lucruri ca să vedeți cât de importantă este împărtășania pentru fiecare credincios în parte. Și o să vă duc întâi de toate în Evanghelia după Ioan, în care Mântuitorul Hristos are un discurs în care zice așa: pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și care dă viață lumii. Ne dă pâinea Duhului Hristos, împărtășarea ne dă viață și viață veșnică. În sensul acesta, omul care se împărtășește are parte de viață veșnică. Pe bună dreptate, unele cărți de învățătură spun că dacă moartea prinde pe omul împărtășit, are o mare șansă ca el să se împărtășească prin faptul că s-a împărtășit cu Duhul și Sfântul Mântuitorului Hristos.
Așadar, pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și care dă viață lumii, dă viață veșnică, împărtășania, dar în același timp și înțelesul celălalt de viață duhovnicească face pe om sau sufletul omului vin activ, râmbitor, credincios, evlator și așa mai departe. Omul care nu se împărtășește, care se împărtășește doar o dată pe an, din când în când, o dată la 2 sau 3 ani, nu mai are acea râdă pentru cele duhovnicești. Tocmai pentru că nu s-a antrenat în această dinamică a Bisericii. Zice Mântuitorul Hristos mai departe așa. Eu sunt pâinea vieții. Cel care vine la mine nu va flămânzi și cel care crede în mine nu va înseta niciodată. Aceasta, bineînțeles, o privire la faptul că împărtășarea noi zicem că este trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Mai departe zice așa. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cineva nu moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu îl dau pentru viața lumii este Duhul meu. Adevărat, adevărat, în om, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Deci chiar dacă trăim într-un mod biologic, fără prea mult folos de niciun fel. Cel ce mănâncă trupul meu și viața sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi, căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și viața sângele meu rămâne în mine și eu pentru el. Iată cât de frumos Sfântul Ioan Evanghelistul descrie importanța împărtășirii sau maturile căi. Înțelegem că avem viață veșnică, înțelegem că avem viață duhovnicească și ne spune acolo că cel care mănâncă rămâne în el, în Hristos, adică în trupul lui mistic care este biserica. Vedeți, acum, în multinaționalele acestea, care lucrează foarte mult, ca să poată intra în interiorul acelei instituții, au un anumit car, pe care la propriu de anumite mașinării se deschid porțile, au acces, au mâncare, au telefonie, au fel de fel pe baza acelui car. Ori noi, comparația este un pic deplasată, dar nu folosesc de ea. Aceasta este carul acela de a intra în Biserica lui Hristos. Omul care se împărtășește face parte activă din trupul lui Hristos. Nu este un mădular bolnav. Așa că oamenii care nu se comunică, care nu se împărtășesc, nu au viață duhovnicească și trupul lui Hristos, care este biserica, este slăbătocit, este îmbolnăvit de mădularele acelea care nu fac parte activă din trupul Euharistiei. Mai departe, am zis că la cina cea de taină în Hristos, a instituit Sfânta Eucharistie. Adică, în mod oficial, de atunci au început creștini, cei care mărturisesc pe Hristos să se împărtășească. Vă aduceți aminte? Ia așezat pe toți apostolii la masă, a binecuvântat pâinile, le-a frânt, a părțit fiecăruia, a dat și paharul vin fiecăruia și a rostit acolo formula pe care până în zilele de astăzi o rostim asupra liturghie, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezitul acesta, tot acesta este sângele meu. Evenimentul acesta îl descrie și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni. Și aici vine și cu câteva precizări
Și precizează mai departe. Căci de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului o veți vesti până când ea va veni astre. Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul acesta cu nevrednicie, va fi vinovat față de Duhul și sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul de sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, o sântă își mănâncă și bea nesocotit Duhul Domnului. Acum, eu de la început am zis cât este de important ca omul să se împărtășească. Iar Sfântul Apostol Pavel, aceste versete ne arată că nu se poate omul împărtășească. Și trebuie să se cerceteze de sine. Să vadă cam care este viața lui duhovnicească, cam în ce stare se află sufletul lui. Pentru că, iată, cel ce se va împărtăși cu nevrednicie va fi vinovat față de Duhul și sângele Domnului. În sensul în care, de pildă și Iuda, Iscariotea, la cina cea de taină s-a împărtășit. S-a împărtășit însă cu nevrednicie, pentru că el avea un gând ascuns. Și anume acela de a-L iubi pe Hristos și știți sfârșitul lui. Și zice Sfântul Apostol Pavel și luați aminte la lumea aceea, că de aceea mulți dintre voi sunt nevrednicioși și sunt bolnavi și mulți s-au și murit. Pentru că s-au împărtășit cu nevrednicie cu Duhul și Sângele prin Domnul Iisus Hristos. Acum, aș vrea ca să luați ca și repede în lucrurile pe care le-am spus. Întâi de toate să nu treacă foarte mult de când ne-am împărtășit și ne-am cuminecat, ci omul să se cuminece cât mai des posibil. Și la doilea rând, să nu facă doar așa, ci efectiv să stărâie în a se pregăti sufletește, în a se curăți sufletește. Vedeți? Rânduiala Bisericii spune că ne împărtășim fără spovedanie, la mănuteți. În rest, pentru că suntem păcătoși și suntem cuvincioși, trecem prin scaunul în spovedanie înainte de a ne împărtăși. E bine, dacă aceasta este condiția, aceasta este canon, aceasta este rânduială, atunci momentul în care căutăm pe preotul nostru cu ochii să ne spovedim, să fie unul realmente de curățire. Despre Sfânta Spovedanie vom vorbi săptămânile primare, pentru că necesită o cateheză aparte. Dar vedeți, este modul prin care noi ne putem face vrednici în a ne împărtăși cu Duhul și Sângele lui Hristos. Vedeți? Unii ar putea zice, vreau să mă împărtășesc foarte des, că așa este bine. Dar dacă nu este pregătit sufletește, devenim vinovați față de Duhul și Sângele lui Hristos, pe care ne socotim prin faptul că noi nu suntem cum ar trebui să fim. Dar unii ar putea zice, sunt atât de păcătos, încât mai bine nu mă pun. Ispita este în același sens la fel de mare. De aceea zic că orice creștin trebuie să se străduiască mai mult. Să-și plătească sufletul de păcate și să se cuvinte. Și acum, legat de cât de des ar trebui, să știți că a fost o întreagă dezbatere în teologie. S-a scos o carte foarte mai groasă ca și Biblia, care arată toate părerile părinților, bisericii, a teologilor, legate de părtășirea viață sau la. Acum eu zic așa. Să nu fie nici prea des, că doar mă banaliză. Nu mai simțim viorul acela. Dar nici la, ca să uităm, efectiv. Mi se pare cea mai rezonabilă rânduială cea a Sfântului Simeon al Tesalonicului, care știți ce zice? Că orice creștin ar trebui, ca o dată la 40 de zile, să se spovedească și să se împărtășească. Nici mai des, nici mai tare. Și aș da ca și exemplu pozitiv catedrala noastră din Cluj, bineînțeles pe Mitropolitul Andrei, care are o viziune foarte, foarte largă și care vrea de tot sufletul să împărtășească cât mai
la care se adaugă, bineînțeles, zeci de copilași, care au rânduiala lor specială. Până la 7 ani, ispovedit fără împărtășit, fără spovedanie. Dar, bineînțeles, pe măsură ce cresc, ar trebui familiarizați cu ceea ce se întâmplă cu ei. Și trebuie să știți că împărtășesc 3 sau 4 preoți din 3 sau 4 copii. Tocmai pentru a dura foarte, foarte mult. Dar este un lucru mare. Fiecare creștin care se mire că acolo are un copil din preoții care funcționează la catedrală. Și dacă de pildă știe credinciosul respectiv că preotul său duhovnic este de gând, de obicei se sau duminică seara, după vecerie, stau și se spovedesc. Și toată săptămâna în care s-au spovedit, se duminică de Domnul și se cere Mântuitorul lui Hristos. Unul, chiar nu se drept. Sau cei care nu pot să se duminece în fiecare zi din săptămâna aceea și aleg o zi în care se duce să se spovedesc. Și se împărtășește duminica. Atunci se duc. Familia noastră se și în viața ta. Și bine ar fi dacă toate comunitățile ar lua aceste puteri. Pentru că, realmente, atunci când ești la Sfânta Liturghie și ești cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați, mă simți că nu știu degeaba. Când nu se împărtășește nimeni, e un lucru anacronic. Sigur, se împărtășesc de preoți. Sau preoții care slujesc. Statutul lor sunt obligați să se împărtășească. Dar nu este suficient. Hristos se coboară în Sfânta Pâine și în vin, tocmai ca să ne împărtășească pe noi. Și dacă ne împărtășească, atunci facem liturghie, nu chiar degeaba ar fi, mult să spun așa, dar fără prea mult folos cu proces pentru niciunul dintre noi. Aș vrea să mai vorbim despre anumite chestiuni. De ordin practic. Omul care se împărtășește, îl ia pe Hristos înăuntru său. Din lingurița pe care preotul îi oferă. Nu-i nevoie să mai sărută potirul. Potirul este din ala. Nu prea găsit cu tine, dar preoți au foarte mult apă. El este aurit, dar nu din ala. Deci dacă vrei pe Hristos, l-ai primit din lingurință. Vasul în care ține este doar un purtător de trup și sânge al lui Hristos. Dacă nu te împărtășești, nu poți să săruți. Este un obiect sfințit și potirul și Hristos. Dar este nevoie după ce te-ai împărtășit pe Hristos și te închid și săruți potirul. Aceasta și pentru că poate să rămână ceva pe puse. De aceea dăm și crescă, nu ca să se sapre oameni. Ci ca tot ceea ce a rămas, să meargă acolo unde trebuie să nu cumva să cadă pe jos și să fie o problemă. Este foarte mare grijă. Trebuie să avem și cu șervetul acela pe care l-are pe el. Unii oameni ezită să rămână sub bărbie. Și se întâmplă să cadă pe jos și să fie vinovat. Și eu ca preot și creștinul care n-a fost suficient de atent. Deci șervetul acela rămâne sub bărbie. Gura încercăm să deschidem mare. La un moment dat se distrau consilierii de la Băința de Mine, că și vrei, dar vreau să de ce căscați în gura? Că vreau să vadă oamenii cum să caști în gura. Că vine câte unul așa de-abia să deschide buzele și nici nu știi cum să le împărtășești. De frica aceasta de a nu se va pe jos și de a face un sacrilegiu. Pe urmă, nu ne mai așteptăm nici după ce ne-am împlinit. Oamenii să și retrag și să plânge, nu. Hristos este înăuntru. Nu-i nevoie nici să mai sărutăm icoane, pentru că avem pe Hristos, nu mai avem în fața noastră icoana din imagine, ci avem în Dumnezeu nostru. Este conștiința aceasta. Nu ne mai sărutăm între noi atunci. Sub nicio formă nu-i voie să scuipăm. Te-ai fost și te-ai împărtășit și nu știu mai nești sărbânță sau nu știu eu ce. Este un lucru care înfierează și care arată că nu suntem conștienți de ceea ce s-a întâmplat cu noi. Aveam o mare dilemă cu fumătorii. Nu le spuneam să nu mai fumeze deloc. Deci n-ar fi rău. N-am fost așa prezentul din preoți,
la ceea ce spunea Dumnezeu. Dar așa că când venea la vecerile de Sfântul Seara, după vecerile se treacă și se vedea, mergeau acasă și făceau ca nu de jur de Sfântul și a doua zi vedea la biserică, pregătit, asistau la Sfântul și la bineînțeles, se cuvine ca. N-ar fi să existe și aici în Teala, măcar pentru oamenii care sunt mai apropiați de biserică. Că, bineînțeles, dacă toți câteva sute din cei care la biserică ar trebui să pătă seara, aș păți ce toți au un preot foarte luminitor din satul Laura, din comuna Vicul de Jos. Acolo, săracul părintele avea oameni foarte credincioși. Și erau așa ca și mergea, mai ales în postul, dar și în afara lor, mergea, făcea de trebuie să întâlnă dimineața de pe morți și îi spovedea până la vecere. Făcea să nu facă cerni și spovedea până a doua zi la liturghie și toată noaptea. Făcea Sfânta liturghie și împărtășea, bineînțeles, foarte mult soare și după Sfânta liturghie mergea acasă să mănânce și să se odihnească. Și el n-ar fi rău să se întâmple, că atunci n-aș fi doar eu și părintele Fărca și cei trei preoți personali, ci poate am fi 10 preoți, dar am ști că avem pe cine sluji și pe cine împărtăși. Mi se spune de Sfântul Ioan din Croșta, care a fost un preot deosebit de evanghelos și de rugător, că avea potir de 5 litri. Deci ar trebui vreo 7 butelii de vin să pui în potirul acela ca să nu. Și folosea pentru că avea foarte mulți oameni la părtășii. Și nu mai reușea părintele Sfântul Ioan din Kronstadt. El săracul nu mai reușea să-i spovedească pe toți, atât de mulți erau. Și a făcut o rânduială de a-i spovedi pe oameni public. Și întreba, biserica era plină, haideți acum, făcea rânduiala de rugăciune, părintele pentru spovedanie și zicea, hai să vedem, care ce păcate mare are. Și fiecare om spunea, au făcut aia, au făcut aia, părintele făcea dezlegare peste toți și îi vindeca. Lucruri care s-au întâmplat, care sunt reale și de care creștinul de astăzi este foarte foarte. Am constatat și eu, deși n-am o experiență foarte mare în preoție, că față de acum 10 ani când am început slujirea, din ce în ce mai puțin oameni se spovedesc, măcar o dată. Mi-am făcut la Băința în al doilea an de preoție, într-o agendă. Mergeam acasă și în fiecare zi când oamenii îi spovedeam, îi trecea pe agenda. Și acum, 9 ani să fi fost treaba aceasta, am împărtășit din cât au fost din Băința, vreo 60% din tot creștin, mai țin din 180 și ceva de persoane. Și am fost tare că am zis la ceilalți 120, când s-au mai rămas, ce fac? Nu se spovedesc. Nu se spovedesc de tot. Nici nu pot să obligi. Unii poate că s-au mai spovedit în oraș, la mănăstire sau în altă parte. Dar au fost oameni care n-au rămas. Între timp, sufletul meu tot mai trist în fiecare an, pentru că tot mai puțin oameni se spovedeau. Și mi-aduc aminte că la dumneavoastră, în comunitate, probabil că unii vă aduceți aminte, alții nu. Din anii 2010 am fost rugat de Părintele Muradu să-l ajut la spovedanie. Eu n-am știut la ce mă așteaptă. Am mers la bisericuță la 5 dimineața și n-am avut unde să intru. Bisericuța era plină, cu pod, cu jos și curtea bisericuței. Cu greu mi-am făcut pod, ce-a venit. Și am spovedit vreo 3 ceasuri de eu care eram la început mai puteam. Și ca și cum nu s-ar fi spovedit nimeni de acolo. Biserica era la fel de plină. Acum, sigur, biserica aceasta este mai mare, dar cred că s-a redus foarte mult numărul de atunci celor care se spovedesc. Chiar și în contextul acesta, dar chiar a fost. Dar trebuie să facem chemarea aceasta cu oamenii să se împărtășească mai des. Aș vrea să mai vorbim și despre împărtășania copiilor și tot mă închei. Ajunge.
Acum am două lucruri pe care aș vrea să le așez în sufletele credincioșilor și obligate de părtășirea cu Dumnezeu. Este veste de înțeles că un copil până la 3 ani nu poți să-l faci să mănânce. Nici pe cei de acum la 7 ani. Nu poți să-i obligi de dimineață până pe la 12 când îi părtășești să mănânce. Dar nici în timpul slujbei să... Care sunt mai mari și ori? De 3, de 4, de 5 ani. Cu furelul, cu omonica. Și vor mătrim cu curița plină de ciocolată și să se împărtășesc. Trebuie să fie învățați. Pentru că de la 7 ani poate să trece. La 7 ani, pentru nu mai are lucruri nici să mănânce dimineața și nici să se cuvine ce fără să fie dacă asta înseamnă. Când începe și el să aibă anumite păcate, mici, e drept. Care nu fac neapărat nedrept, dar intră într-o anumită rânduială și această rânduială trebuie să fie dreptată. Și am zis că copiii care deja sunt mai mărișori, 4, au fost să înțeleagă că nu în acea jumătate n-ar fi bine să mănânce. Și să l-a mâncat dimineața acasă, eu văd la fetița noastră, i-a dat acum și trece asta nu e mai foarte. Așa că și ceilalți copii, sigur că li poftă. Dacă scoate bunica, tot știe care naturitate în jertfe, tot acolo este rândul. Dar dacă știe, există rândul că nu poate să mănânce cât îi las, atunci sigur se va conforma. Acesta primul, al doilea lucru. Vin părinții și bine fac cu copiii și cu mine, cu fiecare părinte. Și după ce au primit șapte ani, o dată pe ală. I-am antrenat pe copii într-o anumită rândul. Chiar dacă nu se ne putem cu mine ca fiecare duminică, totuși, nu trebuie să treacă un an de zile. Pentru că el, copilul, e bulversat. Începând la săptămâna trecută, m-am împărtășit duminică de duminică și de acum înainte nu mă mai împărtășesc deloc. Plus că dacă ne încadrăm într-o anumită rânduială, Dumnezeu ne dă putere. Și când renunțăm la rânduiala aceea, cel rău ne dă. Așa că bine pe copilul pe care l-am învățat cu anumită rânduială, această rânduială să se mențină și pe mai departe. Pentru anumite păcate grele, aceasta chiar închei, să știți că preotul are această putere de a-i lega pe oameni. Adică a-i lega să nu se cuvinece. Pentru păcate mai grave pe care le-a săvârșit cineva, nu se poate vindeca. Acum, ce înseamnă păcat grav, o copilă la alte cateteze. Dar vă dau un simplu exemplu. Zice Mântuitorul Hristos că dacă ai venit la biserică și ai un dar pentru cineva, adică pentru biserică, și îți aduce aminte că e certat cu un vecin, cu un prieten, i-ai spus o vorbă nepotrivită, l-ai mântuit, l-ai supărat. Zice, lasă darul tău, du-te în partea de cu respectivul și pe urmă adu darul tău la biserică, pentru că altfel nu se primește la biserică. Dacă pentru un dar există așa o mare rigoare, gândiți-vă că nu ne împărtășim cu biserică dacă suntem supărați pe cineva. Și apoi de aici încolo de la supărările noastre, la alte păcate grave, ca să înțelegeți de ce în anumite situații preotul zice, reveniți, vă faceți un examen de conștiință, împăcați.